stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, ceva mai devreme decât v-am obișnuit, dar asta a fost surpriza colegilor din, din, regie. Sunt foarte multe evenimente care se cer discutate. O să încep însă cu, să spunem, noi de la acest microfon luni de zile am militat pentru să se schimbe lucrurile la Pandurii Târgu Jiu. Nu numai că am avut dreptate, s-au și schimbat, acum trebuie să ne bucurăm și de rezultatele bune. Aseară, în fața unui stadion arhiplin, Pandurii Târgu Jiu, ca o mare echipă, a reușit să învingă Steaua, o echipă care nu-și găsește busola în acest debut de retur. Ce vreau să spun, o echipă la Târgu Jiu care arată foarte bine arată a echipă de cupele europene Țineți minte că vă spuneam prin ianuarie că sunt șanse, ca la un moment dat, prin, să spunem așa, printr-o conjunctură favorabilă să ne implicăm în această luptă. Să știți că, eu zic că e încă posibil, dacă rămâne situația cu insolvența la celelalte cluburi, eu zic că Pandurii poate prinde în extremis chiar un loc de de Europa League. Dar mai e mult până departe, de fapt această săptămână are două meciuri care dacă vor fi câștigate vor duce pandurii nu numai în zona de mijloc a clasamentului, dar ar putea începe ascensiunea. Nu e ușor de să bați steaua și să o faci de maniera asta, practic n-au avut nicio șansă campionii să emită pretenții la Târgu Jiu. și mult mai important, jocul arată frumos. Și, cum s-ar spune, ce bine ar fi dacă, pe lângă stadionul care va, începe construcția undeva în această vară, mai iunie, cred că o să înceapă, o să demareze efectiv lucrările, ca după un stadion, pe lângă să avem un stadion frumos, să avem și o echipă frumoasă. Bine, sunt câțiva jucători acolo care nu știm cum vor rămâne din vară. Știm că Pintili trebuie să întoarcă la arabi. Știm că Eric are un statut incert și încet încet el la bia intră în formă. Mai avem și alți jucători care depinde Franța sau din altă parte, dar eu zic că suntem suntem pe drumul cel, cel bun. De fapt am început cu această știre despre sport pentru că sportul Gorjan înseamnă din ce în ce mai mult echipa de bastion nu numai că face furori în Europa am mai vorbit despre asta dar este în primele, în primele șase echipe din campionat, cu siguranță va juca play-off-ul și nu se știe niciodată parcă în momentul când ai rezultate sportive lucrurile par posibile și în alte, și în alte domenii bineînțeles, alte domenii care nu înseamnă neapărat uh, economie și, mai ales, viață economică la nivelul sponsorului principal, Complexul Energetic Oltenia, care mâine are prevăzute niște întâlniri cu sindicatele, poate s-or mai lămuri diverse lucruri, însă mărturisesc că astăzi chiar n-am mai înțeles nimic. Adică până acum am înțeles mișcările de protest, oamenii pierd drepturi, e normal, să protesteze, vă dați seama ce este cu acei lideri de sindicat care nu numai că nu se întorc cu drepturi obținute, dar practic vin cu drepturi pierdute și le prezintă ca realizări. Dar astăzi, deci n-am înțeles de nicio culoare, poate mi explică cineva și la telefon, poate ne trimite un SMS ce e cu oamenii aceia care protestează. În fața CEO-ului, pe motiv că femeile n-au primit de o martie prima aceea, adică unele au primit și unele n-au primit. Deci, mărturisesc că asemenea uh, motiv de protest e de tot râsul. Da, îl înțeleg pe Neaion ăla care protestează sau cum îl cheamă, nu, nu contează, din cei care au venit acolo la protest. Că uh, au fost unul, nu au, nu, au fost doi, s-au făcut trei. Am înțeles că între timp s-au făcut cinci, uh, să protesteze că și-au pierdut din drepturi: că poate vor fi concediați, că nu primesc uh, acele plăți compensatorii, că nu primesc banii de transport, că nu primesc bani de concediu. Sunt atât de multe drepturi să, care să pierd. Da, să protestesc că n-ai luat de 1 martie primă. Păi poate, poate, feme poate domnii respectivi sunt întravesti și doreau și ei să primească primă de o martie. N-am înțeles. Deci, mărturisesc că este, ne de ce este neserioasă. Ducem în derizoriu această luptă a sindicatelor cu administrația CO. Ca să nu mai spun de o altă situație, că mi se pare mai degrabă, și aici îi dau dreptate, tot că era astăzi, a ieșit pe unul din radiurile locale. Unul din directorii, s-ar putea chiar uh, Aurel Medințu, de la Divizia Energetică, cred că el a fost, care spunea ceva de genul că se dorește să se arate că uh, lumea protestează, se mișcă la nivelul ceu, că este un conflict permanent. Dar, de data aceasta, la cum au ieșit uh, oamenii respectivi că protestează, dar nu prea știu pentru ce, uh, pare că se caută doar să se arate conflictul în ideea că poate schimbăm Consiliul de Supraveghere, după aceea schimbăm și conducerea CEO-ului. N-am nimic împotrivă. Până la urmă, fiecare doarme după cum, după cum și-a așternut, însă mi se pare că am cusută cu ața albă, vă spuneam, această manifestare, acest, acest protest, dar poate cu DNA-ul ne, DNA ne ajută și în problema de la CO, având în vedere că, dacă va urma, să spunem așa, se cere la sfârșitul săptămânii trecute, s-a cerut de către DNA la Parlament în cuvințarea urmăririi și arestării lui Dan Șova pentru contractele pe care le-a avut firma sa de avocați cu complexele rovinari și turceni dacă acest lucru se confirmă și în acest dosar știm că și Laurențiu Ciurel joacă un rol foarte important, e foarte posibil ca DNA-ul să rezolve problemele din CEO și la CEO să fie, nevoie, să fie nevoie de un alt manager general. De fapt, până la urmă în România de astăzi, DNA-ul le rezolvă pe toate și în toate direcții sau se speră să se facă acest lucru, cel puțin pare că anumite forțe politice asta așteaptă ca DNA-ul să rezolve și problemele de acest, de acest, gen. Dar o să le luăm pe rând astăzi, că sunt destul de multe, cum spuneam, destul de multe evenimente. De fapt, nici nu știu cu ce să încep. Mie știrea zilei mi se pare cu siguranță arestarea lui Horia Georgescu, șeful Agenției Naționale de Integritate, acel om pe care... incoruptibil și hotărât și care s-a luptat cu primarii și nu știu ce, e, Horia Georgescu a fost săltat de DNA, a dus la audieri și a plecat cu cătușe la mâini. Acum, dacă țineți minte, acum câteva săptămâni când se discuta cazul Elena Udrea, că de ce i-au scos cătușele în mașină când era la cercetări penale, n-a mai avut cătușe și s-a creat o întreagă chestie pe genul ăsta, acum avem o altă situație, în sensul toată lumea se întreabă de ce Horia Gergescu n-a avut mâinile în față cu cătușe și le-a avut la spate cu cătușe. Irelevant după părerea mea, dar presa și oamenii doresc să știe, să se lămurească, să se... Poate omului i-a plăcut să le... Nu neapărat bla, i s-a părut mai fire să le aibă la spate. Șeful Ani, Horia Georgescu, a fost reținut de procurorii DNA pentru trei infracțiuni de abuz în serviciu. Fapte comisie în calitate de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP, prejudiciu în dosar când se la 75 de milioane euro. Procurorii l-au prins pe omul care ar fi trebuit să se ocupe de integritate după, George... după ce Georgescu s-a dat singur de gol. A acordat despăgubiri imense pentru trei cumpărători. A, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a dispus despăgubirea trei cumpărători de drepturi litigioase cu suma de 375 milioane de lei, peste 80 de milioane de euro, pentru un teren de 21 de hectare situat în localitatea Cernica, în timp ce cumpărătorii achiziționaseră drepturile de la moștenitor cu suma de 2,7 de 2 milioane de euro concret în perioada 2008-2009, Comisia Centrală pentru stabilirea despăgubirilor din ANRP, din care făcea parte și Horia Georgescu, a aprobat rapoartele de evaluare întocmite de experți evaluatori, corespunzătoare unui număr de trei dosare în care imobilele pe care le so se solicitau despăgubiri fuseseră supraevaluate. Valoarea totală a fost de 129 de milioane de euro potrivit unor surse judiciare. În unul din dosare, Matilda Olușuteanu și Elena Ghețu au cedat un teren de 21 de hectare la Cernica cu de dreptul litigioase Valentin Vișoiu pentru suma de 2.713.500 de euro. Iar la NRP terenul a fost evaluat, atenție, la 80 de milioane de euro. Câți bani s-au făcut pe aceste retrocedări? Uh, și faza este că doar o parte cred că aflăm în momentul de față. Autoritățile cred au restanțe extrem de mari pe acest domeniu, statul a plătit sume imense, dar doar la favoriții, dar la favoriții clipei. Cei care aveau pile, care aveau relații, care plăteau șpagă, la toți. Acum știți cum e. Apropo de Horia Georgescu și ceilalți din comisie, s-ar putea ca unii să nu fi fost implicați direct. Pentru că altfel nu știm de ce DNA-ul îi nu mai cheamă, îi, îi atenționează și deocamdată doar le dă altă formă. Dar n-am înțeles de ce, de exemplu, pe fosta șefă a NRP-ului. O trimis sub control judiciar, iar pe, pe Horia Georgescu îl, îl baș cu cătușa. Întrebare, întrebătoare. Acum vreau să vă spun, deci singura explicație ar fi că unii se poate proba în cazul lor că uh, uh, s-ar fi întâmplat ceva de genul ăsta. Și pentru că uh, se tot întreabă lumea de ce. Uh, de ce Horia Georgescu avea mâinile încătușate la spate, nu în față, ca mai toate vipurile care ies cu brățări la mâini, în urma discuției cu procurorii, unele surse judiciare susțin că există o explicație pentru noutatea de la DNA. Horia Georgescu s-a opus arestării și de aceea a fost legat cu mâinile la spate. Asta e o informație oferită de realitate. Acum știți cum e? Nu știm ce, ce, poți să, ce bază poți să mai pui ca informație pe televiziunea respectivă după ce am aflat că au ceva probleme uh, uh, și ei cu dosarele. Mai vă aduceți aminte de dosarul Vanghelie. Bun. Uh, da, deci fosta șefa NRP-ului, pusă sub control judiciar în dosarul lui Horia Georgescu. Uh, interesant. Tratament deosebit. Da? Acum vom vedea ce se întâmplă ce se întâmplă după, acest, după acest lucru. Acum vreau să vă mai zic că ne întoarcem la cazul Dan Șova, cel care vă spuneam pe timpul cât firma sa Șova și asociații a lucrat pentru complexele Rovinar și Turceni, a luat vreo 35 de miliarde de lei vechi de aici, dosarul acesta s-a făcut inițial cu intenția de a ajunge aproape sigur la liderul opoziției. Pe atunci dosarul e făcut prin 2010, ceva de genul, când Ponta devine interesant ca lider al PSD. După aceea, nu s-a mai întâmplat nimic ani de zile în acest dosar până prin 2012 2013 2014 când iată că se ajunge la Șova care între timp a fost și puțin ministru și asta deci e poate fi uh, o lovitură și de imagine deci dar e un personaj important. Șova nu era nu cred că era atât de important la momentul 2007 2008 când se întâmplă lucrurile respective. Uh, Acum vreau să vă spun că o anumită parte a presei și o anumită parte a șicherului politic au început să fie niște mafalde și să spună da, să vedeți, ponta va apăra pe șova, se va face ceva în senat, procurorii sunt blocați, nu vor putea încheta. Eu nu cred în acest lucru. cum n-am crezut că Dragoș Vâlcov, ministrul de finanțe demisionar, va putea fi salvat după uh, vizita la DNA din, uh, din seara de vineri, după o emisiune pe un, de la B1 TV, cred că a fost. Uh, să luăm uh, metodic, că vrând nevrând, tot la cazurile cu DNA, deci dna ne, uh, ne oferă cele mai multe subiecte de discuție, și nu numai noi aici, tuturor televiziunilor de știri, toată lumea vorbește de cazuri și, automat, trebuie să ne adaptăm și noi... Uh, să spunem așa, subiectelor la modă sau subiectelor la ordinea zilei, doar suntem la emisiunea care se numește Ordinea de zi. Cum spuneam, în cazul Danșova, nu mă aștept să se întâmple să se întâmple acest lucru. ridicarea imunității lui Danșova, pe care pe care procurorul îl vor reținut și apoi sta preventiv, va dura, zic eu, câteva zile, deci bănuiesc că se va întâmpla cel mai devreme, în a doua parte a săptămânii viitoare și uh, nu cred că se pune uh, nu cred că se pune problema să fie să spunem așa salvat n-am înțeles în continuare și mărturisesc că legislația din România are în continuare o problemă cu arestul preventiv bun și nu e vorba acum de cazul Șova, nu e vorba. Deci am mai spus și o spun și o spun foarte mulți care sunt de specialitate, care sunt juriști. Mă frate, dacă faptele sunt produse acum 5, 6, 7, poate și 10 ani, că sunt și cazuri de acest gen, la ce naiba îi mai, îi mai trimiți 24 sau chiar 30 de zile? Pentru ce? A, am înțeles ca să-l obli să facă un autodenunț, două autodenunțuri, trei autodenunțuri, ca să ai tu apoi motiv să salți pe alții. E singura explicație. Pentru că nu cred că ăla mai pune în pericol cazul. Că de asta, deci arestul preventiv se face ca să nu fie afectat cazul în momentul când îl cercetează procurorii. Păi da, procurorii îl tot cercetează de câțiva ani. Num în cazul de la rovinari, lucrurile sunt destul de ciudate, cel puțin dacă ce a apărut vineri în presă. Se pare că există niște neconcordanțe între hârtiile prezentate de șova și evidențele de la Rovinar și turceni. Și pe această idee se spune că șova ar fi falsificat niște acte de acest gen, și că mai mult ar fi scurcircuitat hard discurile de la calculatoarele firmei sale, Șova și Asociații, pentru a nu mai putea fi identificate. Păi asta stați puțin. Cui spun asta procurorii? Indiferent care. Păi foarte simplu. Deci s-au purtat diverse uh, și pe mail și de schimburi de mail da? Păi dacă eu știu că s-au înseamnă că eu am dovada în partea cealaltă, că ăsta m-am mințit așa că ce, da, bine, dacă a făcut chestii de genul ăsta, mai ales că e jurist, clar că trebuie să plătească. Dar, apropo de adrese, aveam nevoie de asta în momentul când ele trebuie să fie înregistrate și la Rovinar și la Turceni, nu văd care era problema. Dar acest dosar, pe care noi îl știm foarte bine, deci a fost făcut public prin anii, prin 2010, cred. Bun. De ce DNA-ul din 2010 până în 2015 n-a făcut nimic? Sau ce s-a întâmplat în 2015 de a deveni brusc foarte interesant acest dosar? Cred că aici e problema pe care trebuie, la care trebuie să ne răspundă și parchetul general, și DNA-ul, nouă ca cetățeni acum, faptul că durează extrem de mult. Adică, cum să vă zic, hai, Uh, într-adevăr, ca să documentezi o activitate infracțională, e mult de muncă. Și am aflat, sunt doar 80 de procurori sau ceva de acest gen și munca este imensă, 5.000 și ceva de dosare. Bun, dar tot nu este o explicație că dacă în cazul ăsta nu s-a mai produs nimic, din 2000, când 2009, să zicem, da? atunci când s-au petrecut faptele. Și practic, în ăștia 4-5 ani, am mai schimbat doar câte o hârtie. Bun, ce a declanșat? Poate, poate ni se răspunde de Ce a declanșat această idee? Taman acum trebuia să izbunească. Bun, și dacă să zicem la cazul Șova, și e, e mult de discutat pe cazul Șova, mai ales că, cum spuneam, nu trebuie să fii nici analist, nici ziarist, simplu cetățean. Îți dai seama că acolo vizat era sau poate este în continuare premierul, cazul Dragoș Vlkov sau Darius, pardon, în ce scuze, Darius Vâlcov este și mai ciudat din acest punct de vedere. Păi bun, s-au întâlnit doi, nu știu, la, nu la cimitir, au spus că s-au -au întâlnit cu, și cu Vâlcov la cimitir ca să nu poată fi înregistrat, și au vorbit că au fost ei la ăsta și că i-au dat bani în plasă și o sumă foarte mare. Deci asta cu 20%, deci nu-i marcă vanghelie, mă gândeam eu să fie original la ceva, ci cam se practică și prin alte părți. Asta e, așa reiese din referatele DNA. 20% din licitații ajung la nenea primar, indiferent care este, nu? Bun. Și cetățenii respectivi i-au dat lu' Vâlcov banii, dar Vâlcov nu... Deci licitațiile respective nu erau la Vâlcov, la primărie. Țineau de Consiliul Județean, dacă am putut eu să identific bine e, cu ei aparțineau chestia asta. Păi bun. Și atunci, ce s-a întâmplat? Acum altă problemă, încă o dată spun. Ce s-a întâmplat de trebuia vineri, la ora 18, să luăm pe ăsta de la ieșirea din o emisiune, să-l ducem să-i spunem că este urmărit penal, pentru că el era urmărit mai demult, Băsescu când i-a spus lui Ponta, atenție că sunt ceva probleme, știe el ce știe, și îi dăm drumul. Practic îi, strică, el, îi dăm statut de urmărit, cu stricarea imaginii respectiv, ba din contră, Vâlcov era într-o emisiune TV habar n-avea că peste un sfert de o oră, să zicem, la șase vor un sfert, habar n-avea că la șase o să ajungă la DNA și toate televiziunile îl așteaptă acolo. Interesantă procedura, apropo de ce spunea președintele Claus Iohannis, că am trebui să renunțăm la spectacolul acesta cu presa la ușa DNA-ului și alte chestii, adică spectacol, spectacol și atât. Dar știți cât de criticat a fost președintele de o anumită parte a presei, a analiștilor, a ONG-urilor, în fine. Bun, mergem mai departe. Deci, până la urmă vom vedea dacă Vâlcov este sau nu vinovat. Eu vă spun, soluția pentru el ca să, să fie sigur că nu va avea nimic, deci nu va mai avea nimic de suferit, este să se dea la fund acum eventual, nu știu dacă este parlamentar, dar cred că este, parcă este senator, să plece eventual chiar și din parlament, sau oricum, să stea la, la cutie și modelul Mugurel Surupăceanu vine să judecă într-o instanță locală unde presiunile sunt mai mici și până la urmă s-ar putea să scape fără probleme. Dacă va rămâne în prim plan, pe o altă poziție, s-ar putea ca la un moment dat procurorii să ajungă să poată proba câte ceva din, din ce acuză la acest moment și Vâlcov să -o, o pățească. Asta e părerea mea la acest moment și, cum să vă zic, ne arată în ultimile luni, cam așa este procedura. Cei care au renunțat, sau în ultimii ani, au reușit să se dea la fund la un moment dat, N-au mai prezentat interes pentru uh, DNA, pentru anumite autorități, și au reușit să își demonstreze nevinovăția. Bine, acum vreau să vă spun că vinovăție și nevinovăție în politica românească nu prea există. După reacția clasei politice în ultimile luni, uh, încep să te întrebi dacă există. La acest uh, moment, politicieni care să nu fie vinovați de, de ceva. E o reacție în general, e o reacție de oameni uh, vinovați. În mare parte e o reacție de oameni vinovați. Singura explicație este că le e frică și lor de DNA, de parchet de celălalt. Uh, și acum uh, spuneam în. Uh, îmi spunea astăzi un prieten într-o discuție, remarca un lucru pe care vreau să vă spun că îl remarcase și eu și ci, ciudat apropo de ce înseamnă politica dâmbovițeană. Uh, următoarea fază. La acest moment avem pe Marean, Vangelie, primarul care este, care este arestat și care duce problemele lui de imagine spre PNL, deși a fost nu știu câți ani, dar oricum, 14-15 ani, că de prin 2000 primari PSD, da? Deci a fost vector de imagine al PSD. Și acum duce imaginea spre PNL pentru că nou partid PSR-ul ăla sau cum se va numi până la final era aliat cu PNL-ul și încerca să sape coaliția guvernamentală. Iar Darius Vâlcov, fost un ministru de finanțe, fost primar PDL, omul lui Băsescu, la, la Slatina, ce campanie a mai făcut uh, pro Traian Băsescu, Darius Vâlcov duce problemele sale de imagine spre PSD. Deci, practic, s-au schimbat uh, poli în, în, această, în această discuție. Cum se va termina toată chestia? N-aș putea să vă spun și nu știu dacă uh, dacă poate cineva să anticipeze ce ce se va întâmpla ce se va întâmpla. Acum vreau să vă spun că lucrurile sunt mai interesante mai interesante decât atât pentru că s-a tot vorbit după jurnalul Elenei Udrea, acela pe care îl are Ion Cristoiu și care ne dă cu pipeta așa câte o frază, s-a tot vorbit de o apropiere în preajma alegerilor prezidențiale între, deci pe de o parte, să spunem așa, între candidatul Victor Ponta și Elena Udrea și Traian Băsescu. Se tot speculează e o temă de stat personal mi se pare o mare aberație că ar fi fost o asemenea chestie și că ar fi putut fi o înțelege între Victor Ponta și Elena Udrea. Ideea era pe, să a mers pe ideea dușmanului comun și că ei și-ar fi dat mâna ca să facă ordine, nu știu ce. Mi se pare o mare aberație, chiar dacă apare. Aberație care, iată, continuă cu Cristian Tudor Popescu, care e citat pe site-uri acum, el și care arunca o bombă, vreau să vă spun că ziaristul respectiv nu mai dă de mult bombe, în afară de niște jigniri de toată jena, niște fâsâituri de acelea de, cum să vă spun, și apar că am mai zis de Cristian Tudor Popescu, altfel un scriitor se zice apreciat, n-am reușit să parcur decât vreo două cărți ale domniei sale care asta este, nu mi-au stârnit foarte mult interes, deci oricum nu-i nu, -i, nu -i un n-am fine, apropo că tot citește fostul președinte. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu e de părere că Traian Băsescu și Victor Ponta formează o alianță împotriva DNA. Hai, cu o auzină și pasta. Totul în contextul ultimelor declarații ale premierului Victor Ponta cu privire la ministrul de finanțe și cele ale fostului șef de stat Traian Băsescu îndreptate împotriva procurorului general Tiberiu Nițu, că această unire, în încuge și simțit între Traian Băsescu și Victor Ponta împotriva DNA este un semnal că DNA face ce trebuie, dacă dacă a realizat această unificare. Cităm Traian Băsescu și-a găsit acum locul și l-a regăsit, adică locul de mardeia de televiziune în care se horcăiește cu pareologii, cu politicienii, cu cine mai apare pe ecrane, în termenii aceștia de insulte de cartier. Acesta e locul domnului Băsescu. Greșit este locul domnului Băsescu la Cotroceni. Greșit era locul domnului Băsescu la Cotroceni. Aici, la nivelul acestei încărări în noroi de televiziune, e perfect. Domnul Băsescu e la locul lui. Bine, declarația a dat-o pe o televiziune Cristian Doro Popescu ca să facă senzație, da, eu o afirmație, la, deci nu văd, vă spuneam încă o dată, apropierea dintre domnul Băsescu și domnul Ponta, cum spune, împotriva DNA, că DNA face ce trebuie, de acord. Dar faptul că sunt cei doi s-au unit pentru, vezi, Doamne, să lupte împotriva DNA, nu se vor pune, cei doi nu se vor pune niciodată de acord. De la problema caselor, loviturile cele mai crunte pe care i le-a dat uh, uh, Băsescu omului politic Ponta. Vă dau doar un exemplu și cu asta trec mai departe la un alt subiect. Ia gândiți-vă doar partea cu doctoratul, plagiatul și toate celelalte de la au marcat pe Victor Ponta timp de trei ani. Cred că e suficient. Da, rămân și eu de părere că dacă Victor Ponta era mai categoric în 2012, cariera politică a lui, a lui Traian Băsescu s-ar fi terminat atunci. Dar nimeni nu știe, probabil doar în momentul când vom citi memoriile lui Victor Ponta peste ani, vom afla ce a fost în spatele acelei salvări dintre dintre de a fost salvat. De ce, ce ordin a venit, de unde a venit, cine l-a salvat efectiv pe Traian Băsescu, pentru că, practic, în momentul acela, nimeni nu ar mai fi pariat pe, pe acest om politic în 2012. Și apoi, au început iar loviturile și tot așa. Și poate, dacă n-ar fi fost Traian Băsescu, poate România ar fi avut un alt președinte. Deci de asta vă spun că nu cred în ideea aceasta, dar sub rezerva că în anii următori vom afla și alte lucruri, orice e posibil în Românica noastră, pentru că ați văzut. Politicienii noștri azi își dau pumni în public, șuturi, fac niște declarații belicoase, iar după aceea chefuiesc în spatele în spatele perdeluțelor, în separeuri de restaurant sau mai știu eu cum altceva, fără nici cea mai mică problemă. Iar dacă credem că unii sunt mai cinsti decât alții, sau că unii min mai puțin decât ceilalți, din nefericire, ultimii 25 de ani ne-au arătat că chiar ne. sau suntem naivi dacă credem aceste, aceste lucruri. Dar că. Um, vorbim despre ce se întâmplă astăzi în Parlament. Am aflat încă una, de fapt nu în Parlament, în, în, țară. Traian Băsescu se pare că a fost pus sub urmărire penală pentru cazul acela cu Gabriela Vrânceanu Firea când i-a spus când i-a spus fostul președinte cu coană, fii atentă la acasă că primarul neapandele. Sunt ceva probleme, s-ar putea să nu mai găsești acasă. Deci vreau să vă spun aici că acest caz mi se pare total neserios. Deci dacă vrei să te iei de Traian Băsescu, găsești cu totul alte cazuri. Traian Băsescu totuși riscă. Este urmărit penal în acest caz, suspect. S-ar putea trezi dacă, să zicem, o să fie condamnat între 5 și 7 ani o aberație pentru chestia asta, pentru că despre primarul Pandele s-a tot scris în presă că nu prea sunt, că sunt foarte multe lucruri ciudate prin zona respectivă. Instanțele, însă, instanțele, adică mă refer aici la uh, parchet, la poliție, nu s-au sesizat deloc în, în această direcție parcă, din câte știu, parcă e cercetat într-un dosar. Dacă am așa, fără să, fără să se întâmple, fără să se întâmple lucruri importante. Deci, părerea, părerea mea este că la acest moment nu are, deci n-ar trebui să fie pe o asemenea chestie să fie trimis în judecată. Deci nu e șantaj, Faptul e un avetizat în stil Traian Băsescu. Sau dacă îi faci, îi faci... În ultimii ani poți să-i faci foarte multe dosare de acest... de acest gen. Deci părerea mea că e un... E un dosar artificial pe undeva. Deci poate chiar... Uh, uh, neserios, adică sunt alte lucruri, cum spuneam și mai într-o altă emisiune, sunt alte lucruri care pot fi atacate, pot fi blamate, inclusiv față de fostul președinte, dar asta. să-i dăm satisfacție doamnei Firea care, de fapt, ce așa președintele, că, deci atenție, a spus să, să, fie atentă că e posibil să. Nu văd unei șantaj. A, că dacă nu tace din gură. Mm. Mm. Nu prea, nu prea stă ăsta, mai ales că chiar dacă, să zicem, pachetul a trecut în continuare pe dosarul ăla cu Nana, Traian Băsescu n-are niciun rol. Acolo fata Ioana Băsescu, notărița cea care are proprietate acolo, iar este martor, deci nu văd care ar fi problema efectivă. Dar Om trăi și om vedea, dar mi se pare destul de sigur pe el și Traian Băsescu și bă, nu adică haideți să facem un sondaj printre chiar și, băia antibăsiștii clari și-au fost muți la un moment dat, cum spuneam, nu cred că s-ar aștepta să fie o condamnat și mai ales în acest uh, caz. Uh, până ne-a uh, vorbit și puțin de cu cutremure care sunt din ce în ce mai cu tremurile de data asta naturale, nu politice, că ele sunt în fiecare zi, Haideți să trecem puțin prutu. Uh, să mergem prin Republica Moldova din două motive. Dacă premierul nostru are o problemă legată de doctorat, în sensul că el ar vrea să renunțe la doctoratul respectiv pe care unii au demonstrat sau încearcă să demonstreze că e un plagiat și nu poate, că de fapt nu trebuie să renunțe, că mai bine îl cercetez decât să-l dea, în fine, România, la Chișinău e mai simplu. Nou premier este de-a dreptul foarte școlit premierul moldovean. Deci Premierul Gaburici, așa îl cheamă, a fost dezmatriculat și din liceu și din facultate. Dar atenție! Dacă a fost dezmatriculat din facultate, înseamnă că a făcut liceul până la urmă, pentru că auzeam că nu are bacalaureat. Deci, haideți că o să o lămurim. Din răspunsul Ministerului Educației din Republica Moldova, la interpărarea unui deputat de la Chișinău, reiese că actualul premier de peste Prut a fost dezmatriculat din liceu, nu are bacalaureat, nu are bacalaureat. S-a înscris totuși la aseul din Moldova, de unde a fost iarăși matriculat. Gaburici a reușit să-și ia diploma de licență la Universitatea Slavona, arată un document al Ministerului Educației. Bă, deci, haide să, haide să ne lămurim de suntem în... Bine, avem noi pe aici inclusiv de pe la Gorj, cu doctorate la Chișinău și nu știu ce și nu știu cum, dar ești matriculat din liceu, ești matriculat din facultate, ai totuși licență. Haideți să citim, că poate ne lămurim. Chiril Vasiliev Gaburici, ăsta e român, jet be -jet, alianța pro-europeană merge cu un român în frunte. A fost ezmatriculat de cel puțin două instituții de învățământ. Acesta este profilul perfect al unui prim-ministru liberal-democrat, într-un guvern susținut de comuniștii lui Vladimir Voronin înainte, nu înapoi. Acuzat deputatul liberal Valeriu Munteanu pe pagina sa de Facebook, parlamentarul fiind și cel care solicitase detalii privind traseul educațional al premierului nou ales la Chișinău. Răspunsul Ministerului Educației arată că Gaburici a fost dezmatriculat în 1995 la cerere din Colegiul Republican de Microelectronică și Tehnică de Calcul și nu deține diplomă de bacalaureat. Cum să fie smatriculat, la cerere? La cererea cui? Acesta a fost totuși înmatriculat la ASU din Chișinău tot în 1995. De unde a fost chiar matriculat în 1997? Cităm, deoarece a plecat la muncă peste hotare și nu a frecventat orele încheie în citat. Se explică în documentul citat. A reușit însă să se înscrie în septembrie 2000 la Universitatea Slavona direct în anul 3, pe care însă a absolvit-o abia în 2004. Deci, deci ăștia de la Chișinău sunt culmea. Deci nu termină liceul. Este zmatriculat la cerere, se duce la facultate, pleacă la cursul, că nu l-a ezmatriculat, că nu venea la cursuri. Pleacă la muncă afară, apoi vine și termină facultate. Cum? Chișinău, dragostea noastră. Dacă dumneavoastră pricepeți ceva din traseul școlar, educațional, al lui Gaburici ăsta, eu n-am priceput nimic și vreau să vă spun că este clar că și cel care a redactat articolul n-a priceput, priceput mare lucru, a dat doar declarațiile așa cum, așa cum sunt. Uh, promiteam uh, prietenilor pe, pe, Facebook că mă voi referi astăzi la, o, la un sondaj la Eurobarometru care au dat publicității în, ult, deci în ultimile zile niște cifre extrem, extrem de interesante despre ce gândesc românii și cum văd ei anumite lucruri de la, din Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că situația este cu atât mai interesantă cu cât uh, uh, acesta uh, acest, uh, acest sondaj făcut uh, acest sondaj făcut la la nivelul României ne arată că suntem cei mai pro-europeni din Uniunea Europeană. Adică, cum să vă zic eu, Franța, Spania, Germania, m-au și rezerve. Noi părem să nu le mai avem. Ni se pare că am luat pe Dumnezeu, pe Dumnezeu de picior că ne-am ne dus. Am intrat în Uniunea Europeană, și poate că e corect uh, această apreciere. Românii sunt cei mai preocupați de situația economică. Uh, deci, ce ne preocupă pe noi? 29% sunt deci preocupați de situația economică. Azi o vedem și noi. Uh, 17% sunt afectați de creșterea prețurilor, inflație și șomaj. Vro 7% se gândesc la pensii, și vreo 10% se tem că ar putea să apară și terorism. Potrivit datelor ultimului marometru, România apreciază pozitiv dreptul de a lucra în orice stat membru al UE, 84%, cu 10% peste media europeană. Numai 6% din România consideră acest drept un lucru negativ. În ceea ce privește atasamentul față de UE, cum spuneam, 58% dintre români se declară atașați de Uniune, procent care ne situează peste media europeană, care e 45%, și Franța e în spatele nostru cu 51%, Germania doar 49%, Polonia. Nu, Polonia ne depășește, are 59%. Cum am comentat acest lucru? E foarte bine că românii sunt pro-europeni. E foarte rău, însă, faptul Că deocamdată integrarea nu ne-a adus atât de multe lucruri bune cum, cum credeam noi sau cum am așteptat. Deci mai e mult până departe în, în, această, în această direcție, pentru că altfel n-ar fi de, de anticipat ceva de acest gen, adică totuși românii suportă foarte greu tranziția, foarte greu integrarea, suntem umiliți pe afară, suntem persecutați pe afară, apropo de diaspora noastră, și cu toate acestea românii sunt atașați idealului de, de, integrare, de integrare europeană. Acest este cel mai bun lucru. Și cei din Europa ar trebui să înțeleagă că românii sunt un popor, constituie un popor european cu clare veleități democratice. Pornite de la acel vot din 16 noiembrie, prin fric și prin toate celelalte, în pofida opoziției, autorităților până la urmă, și continuă cu tot ce facem. E o vocație democratică, suntem în rândul marilor țări europene din acest punct de vedere. Haideți să trecem puțin spre domeniul medical unde titraj la Hot News plicurile din spitale vor fi impozitate, dar cităm, medicii vor fi fericiți pentru asta. Ideea citat. Dorel Sandesc, secretar de stat la Ministerul Sănătății, despre legea care ar putea stopa migrația medicilor din România. Proiectul de lege care va schimba sistemul medical românesc mai drastic decât ar fi putut să o facă par Bachetul de reformă Băsescu a ajuns pe masa parlamentară. Dacă va fi aprobat, medicii își vor putea trata pacienții în spitale de stat și în regim privat. Plicurile vor fi oficializate conform regul regulilor legii, iar banii din ele vor fi impozitați. Hai să fim serioși. n-asta auziți ce spun ăștia care i-am mai pus și în, în funcții. Deci, haideți că mai am, am mai vorbit uh, încă una eu, o propunere, acum am auzit-o ca și se practică nu în unele țări, nu, bine, nu în România, conform căreia dacă dai bacșiș la restaurant să ți-l pune pe bun. Da, îi plătești a de exemplu, plătești friptura la mare sau la restaurante, duci aici la nu știu care hotel, nu știu care restaurant, nu dau nume ca să nu facem publicitate și totul face, să zicem, un milion. Și adaugi la milionul respectiv să, zice, să, zicem 10, 10%. Și, uh, deci mai pui 10 lei, da? Și îi plătești tot pe, pe acel bon, mai ales dacă plătești cu cardul. O tâmpenie. Dar ne întoarcem la, la sistemul sanitar. Dumneavoastră vă confruntați zi de zi cu sistemul sanitar din România, din Gorș. Credeți că merge? Sau Credeți că înregistrează cineva plicurile respective? Eu nu știu dacă românii mai dau cu plicul. Probabil știți că de regulă când ești în spital bagi în buzunarul halatului sau când ai câte operație, Mai sau ce încep să numeri cu... Nu? Sau să dai plicul efectiv. Bine, vorbim de plic. Dar problema nu e acolo. Deci noi nu rezolvăm, tratăm doar efectele nu și cauzele. Cine ne împiedică să le dăm salarii ca lumea, la medici. Și apoi, care nu se încadrează, să-l salte DNA-ul, dicotul, parchetul, oricare, oricine. Noi însă încercăm să facem altă chestie. Încercăm să privatizăm spitalele, dar atenție, pe banii românilor. Deci, încă o dată spun, e cea mai mare aberație. Bun. Vrei să rămâi uh, în sistemul public? Deci, lasă, dacă tot faci chestiile acestea cu privatizarea, că să plătim, ca să nu știu ce, Păi bun. Atunci, de cele mai, după ce mai plătește omul acel procent la sănătate și sunt procente consistente, lăsăm un procent mai mic și facem doar de deci spitalele de urgență care să rămână iar celelalte pe sistem asigurări pe care deduce din salariile oamenilor, mergem de la început și ne tratăm, atenție, pe baza acelei asigurări în spitalul care vrea o privat. Păi eu îl țin, de deci încă o dată, Eu, fiecare dintre dumneavoastră, ținem pe medicul X la spital la Târgu Jiu sau la spital la Craiova, care, atenție, deci noi, plă, noi plătim pentru el, o sumă de bani, care la unii poate merge la câteva milioane, da? Pe lună, milioane de lei vechi. Bun, și când te duci la el, ca să te bage măria sa în seamă, îi mai bagi și plicul. A, ah, dacă el nu se va, se va speria de ăștia, va înregistra plicul și, să spunem, um, o parte din banii respectivi îi va da spital și o parte îi va lua el. Deci, practic, plătești în continuare serviciul de mai multe ori. Dar nu e mai simplu că dacă ăla e bun, îl angajează privatul. Deci le privatizăm de la început. Deci, a te gândi că chestia, de exemplu, deci ca legea aceasta despre care se vorbește, să ia 50-50% din, din șpagă, atenție, deci legiferăm șpaga, dar practic nu vorbim de servici. Asta e una. Bine, mai este și o, o chestie și poate vorbim de reforma aceasta, n-am avut timp până acum să o... Sunt și idei bune în această lege, dar chestia aceasta pe care, de care vorbește secretarul de stat, eu aiureal. Deci, încă o dată spun, nu poți face sistem privat în, sistem, în, în spital de stat, numai dacă, numai dacă la închiriază spațiu. Și dacă închiriază spațiu, de ce aș avea eu interesul ca să uh, îi dau bani și de la stat și de la privat? Sunt multe alte probleme, vom reveni asupra lor și mâine seară de la aceeași oră. Mulțumesc pentru atenție, la revedere.